fost identificată, evident, a fost acuratețea listelor electorale. Listele electorale imperfecte nu este o noutate pentru Republica Moldova, dar problema s-a intensificat după ce, în preajma zilei alegerilor, cu aproximativ 10 zile, s-a anunțat o cifră record de alegători. Practic, ca să... Domnule Brighidin, dar există garanția că de data aceasta procesul electoral va fi unul corect și că listele electorale au fost periate și au fost scoase măcar persoanele decedate de acolo? Deocamdată mă refer la rapoartele societății, organizațiilor neguvernamentale, rapoartele independente de profil. Aș vrea să menționez că deocamdată situația nu este tocmai bună, pentru că dacă se doresc liste electorale întocmite corect, atunci le trebuie să fie afișate în termenii stabiliți de legislație electorală. Din păcate, în termenii stabiliți nu au fost afișate, în multe secții de votare nu au fost afișate listele și atunci nu putem vorbi despre posibilitatea cetățeanului de a-și exercita dreptul de a-și verifica datele în lista electorală. Da. Deoarece efectiv au fost încălcați termenii, deci nu s-au afișat la timp, nu s-au format birourile electorale la timp. În plus, dacă tot vorbim de listele electorale, nu a fost o investigație profundă cu participarea mai multor actori a acestor liste electorale. Când zic a mai multor actori, vorbesc despre partidele politice, inclusiv, în opinia mea, ar fi putut exista o investigație cu observatori internaționali. De exemplu, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, Andrei Brighidin, expert în procese electorale de la Chișinău. Domnule Dungaciu, avem un sondaj al Institutului de Politici Publice. Până atunci însă aș vrea să vă întreb cum vi se pare fixarea datei alegerilor în timpul săptămânii, într-o zi de miercuri, dar și reducerea pragului electoral de la 6 la 5%. Ce impact ar putea avea cele două date? Ce impact ar putea avea? Asta ar... Rămâne să vedem, dar intenția cu siguranță a fost cea de a favoriza partidul de guvernământ și cei care sunt afiliați lui în procesul electoral și implicit de a favoriza pe ceilalți. Acum, în ce măsură sunt niște calcule care s-au făcut acolo, este foarte clar, după părerea mea și arătat și sondajele au arătat-o limpede, partidul de guvernământ singur nu va reuși să preia guvernarea, nu are suficiente mandate, nu va avea suficiente mandate, indiferent ce ar face. Prin urmare, trebuie să-și asigure un soi de protecție, adică mai trebuie un partid cu care împreună nu să se poată așeza la guvernare, eventual să alegă chiar președintele. Și toate aceste calcule, toate aceste mutații, toate aceste mișcări preelectorale s-au făcut în perspectiva acestui obiectiv. Oare ce se întâmplă astăzi? Asistăm, dacă citim și acest sondaj, vedem că există posibilitatea să se petreacă asta, dar orice s-ar întâmpla în Republica Moldova. Dacă partidul de guvernământ va rămâne actual, Partidul Comuniștilor, va rămâne la putere, indiferent cu cine va fi în tandem, dacă vreți, că este partidul domnului Lupu, Partidul Democrat, fost al condus de domnul Diacov. Dacă se va întâmpla asta, este evident că nimic din sfera dură, din nezul dur al puterii de la Chișinău nu se va schimba. Pentru că lucrurile nu mai sunt aici, nu mai au griuri în Republica Moldova. Lucrurile sunt pe alb și negru. Sondajul spune clar. Cei care, domnul Druc a sugerat asta. Deci aici nu mai vorbim de griuri, nu mai vorbim de centrisme, nu mai vorbim de nuanțe, nu mai vorbim de o bătălie politică, nu care, dacă se va tranșa în favoarea opoziției, se va întâmpla ceva, dacă se va tranșa în favoarea Partidului Comuniștilor, împreună, eventual, cu partidul domnului Lupu, lucrurile vor rămâne neschimbate. Ce se va schimba? De fapt, se va schimba următorul lucru. Dacă guvernarea rămâne comuniștilor, ei vor menține zona de putere și dacă președinția ajunge la alt partid, în special la partidul pe care l-am numit, vom avea, cum se spune, o mișcare de salon extrem de elegantă și pe nucleul roșu al comuniștilor se va adăuga o bentiță roz bombon pe care va scrie vrem Uniunea Europeană în toate limbile de circulație europeană. Dar asta va fi tot. Pentru că nimeni nu va intra în tehnologia profundă a puterii de la Chișinău. Nu se va schimba nimic la nivelul celor care gestionează marea finanță, cel care negociază cu mari firme mari bani care există în Republica Moldova, în măsura în care există și există acolo asemenea sune. Deci trebuie să ne așteptăm, încă o dată spun, la două lucruri foarte clare. Sau vine opoziția la putere
și va avea o sarcină extrem de dificilă, sau rămâne Partidul Comuniștilor, indiferent într-o formă, mă rog, de facelifting, dacă vreți, adică în asociere cu alt partid. Asta este miza, în esență, acestor alegeri și eu cred că cei care, precum domnul Drug a sugerat, cei care merg la vot trebuie să se gândească la asta. Vitalie Călugăreanu, conform acestui sondaj, comuniștii se mențin pe prima poziție cu 31%. În viitorul Parlament, comuniștii ar avea 51 sau 52 de mandate, iar opoziția democrată 49 sau 50 din totalul de 101. Cum a fost primit acest sondaj la Chișinău? Acest sondaj a fost privit cu revoltă de către unii lideri politici, în special de liderul Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean, care, formațiunea politică a căruia, conform acestui sondaj, rămâne în afara Parlamentului. Ceilalți lideri politici, de asemenea, și-au exprimat scepticismul față de acest sondaj. Este spectaculoasă această creștere a Partidului Democrat, care l-a atras de partea sa pe Marian Lupu, fostul speaker al Parlamentului. Speaker al Parlamentului și totodată, eu nu știu dacă este o legătură potrivită, dar risc să o spun. Anumite persoane din Partidul Democrat, actualul Partid Democrat, au activat în cadrul Institutului de Politici Publice lucruri care nu ar trebui de ignorat în astfel de cazuri. Domnule Drug, n-am încotro. Repet și repet aceleași întrebări. Pentru că mă îndoiesc că publicul din România cunoaște atât de bine realitatea din Moldova. Cum e posibil ca după 20 de ani comuniștii să fie atât de puternici? Ce se întâmplă cu opoziția democrată? Ce s-a întâmplat cu liderii mișcării naționale de acum 20 de ani? Unde sunt toți acești oameni? Opoziția nu este atât de puternică. Nu suntem atât de slabi. Opoziția e foarte slabă. Și ea este puternică fiindcă noi îi acordăm foarte mare atenție. Spunea domnul Dungace, mie mi-e frică de altceva. Că ar putea să ia comuniști așa cum prevăd acolo 30 și asta este moderat și ei trebuia în aprilie să se oprească, să nu treacă barieră și măsură. Și mie mi-e frică de altceva, că și Bucureștiul, și Bruxelles, și opinia publică se vor bucura că am învins și am făcut o nouă alianță și foarte repede vor uita și vor începe să trateze ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și Bucureștiul, și Uniunea Europeană, și noi toți trebuie să înțelegem, vrem sau nu vrem schimbare și ce vrem noi să se întâmple la Chișinău. Asta e situația. Eu plec de la emisiunea aceasta dumneavoastră în aripat și cred, eu am văzut, eu am analizat altceva, eu am analizat fizionomia și felul de a fi oamenii, constituția lor, privirea lor, ei sunt mai puternici decât noi în 89-90 și vor învinge, eu cred în Basarabia, abia, indiferent de baliverdele astea care se fac și de abaterea apă în piu și într-o parte și în alta. Ei trebuie să, acești tineri nu vor pierde. Acum ce se întâmplă? Da, vine și Marian Munteanu, ăsta Marian Lupu, dar el nu este prost. El vrea să facă carieră politică, e om tânăr. Deci nu va trebui să cedeze. Eu mai degrabă cred că Marian Munteanu va fi folosit ca să despară Partidul Comunist și să devină acel Partid Social-Democrat care îl îndeamnă și l-a îndemnat cu atâta gentileță și cu atâta perspicitate că Voronin, ori dă-te la o parte, ori schimbă și n-a mai schimbat în acești 8 ani Partidul Comunist. Da, Marian Munteanu probabil comunist. Că în aceste momente atât de despomenit, dar interesant pentru că vă gândiți la două evenimente care în mare măsură seamănă. Fenomenul Piața Universității, una din Mineriade și ce s-a întâmplat la Chișinău. Marian Munteanu și Marian Lupu se aflau pe tabere opuse, unul era în piață, unul era la guvernare. Acum să nu ne sperie că unul vine că a fost în Partidul Comunist. Toți care au fost, și Voronin, și Snegur, și Lucinski, și toată elita, tot sunt din nomenclatura ori comunistă primordială, sovietică și dumneavoastră comunistă. Dumneavoastră ați fost? Ce? N-am fost eu nimic. Din această nomenclatură? Nu, eu n-am fost. Eu am fost din cealaltă extremă a dezidenților, așa zis și dezidenți. Dar toți și unii și alții, un produs al sistemului sovietic și voles noles am fost și eu homo-sovieticus, numai că m-am debarasat la timp de acest sindrom și de acest... Domnule Tomac, foarte mulți oameni tineri în această piață centrală, în această piață de suflet a Chișinăului.
Mulți dintre ei, probabil, și-au făcut studiile în România. Și dumneavoastră sunteți un om tânăr la rândul dumneavoastră. Simțiți o schimbare de mentalități din drumurile dese pe care le faceți acolo, din contactul cu acești oameni. Există o diferență între generații